Cu mic, cu mare, localnici și turiști deopotrivă au deschis sezonul balnear în stațiunea Vâlceană printr-o serie de activități dedicate în special celor mici, organizate în parcul central al orașului. Am promovat arta caritabilă la Băile Govora, în cel mai frumos parc balnear și cel mai mare din România și în stațiunea cu cel mai curat aer din Europa. Licitația a fost ținută în cazinoul din Băile Govora. Altă bijuterie arhitecturală a orașului nostru cu care ne mândrim pentru că are această construcție neoromânească foarte frumoasă și toată Govora este recunoscută prin bijuteriile arhitecturale și prin traforajul de Govora. De la Râmnicu Vâlcea suntem, am venit la plimbare. La plimbare. Și cum vă place la Govora? Cum e? E foarte, foarte frumos. Da? Să vorbiți pe rând, așa. Foarte frumos, veniți de mult? Mi-a doua oară când vin, da, da? Cea mai mare atracție a fost însă trenulețul Doto, care va funcționa în stațiune pentru turiști și localnici în perioada de vară. Trenul! Trenul! Cu trenulețul? Da. Da! De ce? Păi, e distractiv, da, e distractiv. Da, n-am mai avut așa ceva în oraș. Nu ai mai avut? Nu. Și te-ai mai plimbat astăzi cu el? Nu, prima oară. Prima oară, vrem să încercăm. Da, da, și azi e și gratis pentru copii și... Da, vii să încercăm să vedem cum e. De ani de zile ne-am tot gândit că lipsește divertismentul din stațiunea Băile Govora. Iată că e un prim pas care va fi premergător unui parc de aventură, unui parc de distracție. Acest Doto Titicar, așa, nu vine decât să inițieze pentru început și să compenseze lipsa divertismentului în stațiunea noastră. Băile Govora este o stațiune de importanță națională renumită pentru varietatea și caracterul terapeutic al proprietăților apelor bogate în clor, sodiu, iod, brom, sulf și cele hipotonice, bogate în magneziu și calciu.